Dacă vreți o schimbare în viața dumneavoastră, trebuie să fiți pregătiți să suferiți, să fiți demolați de Dumnezeu. Moise a trebuit să ajungă 40 de ani să trăiască într-un pustiu, ca Dumnezeu să-l transforme dintr-un criminal în cel mai mare conducător pe care l-a avut Israelul vreodată. Iosif a trebuit să fie demolat de Dumnezeu și dus în închisoare să-și petreacă o bună parte din viața lui acolo pe nedrept, ca mai apoi să devină izbăvitorul poporului Israel. David, omul acesta care a fugit o bună parte din viața lui de Saul, s-a ascuns prin peșteri, se ferea de nenumărate ori atunci când Saul lua săgețile și le arunca înspre el. Și Dumnezeu, în toată fuga aceasta lui David, Dumnezeu vine și îl ajută să fugă, nu vine să-l izbăvească. Și Dumnezeu îl smerește pe David ca până la urmă David să ajungă unul din cei mai mari împărați pe care i-a avut Israelul și singurul împărat despre care Dumnezeu a spus: acesta este un om cu inimă după inima mea. Trebuie să înțelegem în dimineața aceasta că atunci când venim la Dumnezeu în rugăciune, atunci când venim cu necazul, cu problema, cu situațiile noastre la Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu o să demoleze în noi toate concepțiile pe care le-am adunat până astăzi. Că Dumnezeu nu e interesat neapărat să schimbe starea din viața ta, ci Dumnezeu e interesat în mod deosebit să te schimbe pe tine, să-ți schimbe inima.